Hei, bună tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu! Eu sunt Alexa Luscheț, iar astăzi vreau să fac un videoclip cu slime, de fapt un challenge, și nu știu dacă cineva a mai făcut ca mine, sau dacă asta e inventată de mine, sau, na, mă rog, sau dacă e un trend, să faci slime în culorile curcubeului și vreau să încerc. Deci, am la mine un bol și l-am luat transparent special, da? Lipici care e de ăsta, nu știu, e preferatul meu, nu știu dacă al vostru e sau dacă... Mai aveți pasiunea să faceți slime? Eu iubesc să fac slime și știu că a trecut trendul, dar nu contează, na. Deci am lipici alb, am gândit să nu folosesc lipici transparent, că se face gelatinos, nu știu, așa am văzut. N-am găsit glicerina mea boraxată preferată, dar am luat-o pe asta. Nu prea activează, e așa, dar mă rog, nu contează. Și o cutie, adică bine, un braț de marcare ca să-l colorez, nu mai am colorant și asta mă... terorizează foarte mult, dar nu contează. O să-mi cumpăr. Și am așa, marcare de toate felurile și toate culorile, sper să meargă. Și asta este cutiuța minunilor. Deci avem multe mărgele, de fapt nu chiar mărgele, dar paiete. Ok, vedeți ceva? Eu nu mă uit în momentul ăsta la cameră, dar nu contează. Deci avem așa, de exemplu asta pe care am folosit-o un pic de arată așa. Și... toate astea sunt pentru slime. Bun, acum să apropiem un pic treaba. Așa. Cred că e destul. Da, și acum pot și eu să mă mișc mai liniștită, că dacă era neapropiat, arăta ciudat. Deci, ia uitați. Ce fain arată. Și multe culori. Mi-am pus într-o zi în gând să fac ASMR, dar... e prea greu, deci m-am gândit să nu o fac. Dacă puteți să comentați dacă doriți să fac ASMR cu slime. Sau cum zic eu, ASMR. ASMR? Sună ciudat. Bun. Hai să începem. Va fi mai simplu decât credeam, fiindcă... da, fac un slime, adică atâta tot. Doar că o să-l fac așa. O să pun lipici aici și după aia o să îl activez fără să-l colorez. Și după aia pun în ele... chestii de-astea, că dacă pun la început, o să fie cam ciudat și nu o să prea îmi placă. Deci, hai să turnăm. Vom turna, da, nu știu, cam atâta, nu știu, nu știu exact. Așa, hai că e destul, hai că e destul, că am consumat tot lipiciu. Bine, n-ar fi o mare problemă, fiindcă am o grămadă de sticle, dar nu contează. Deci, e super, oh my god. Atâta e stratul și așa arată în interior. Arată foarte alb. Da. Bun, hai să continuăm. Ok, s-a defocalizat un pic. Așa l-am apropiat mai puțin, fiindcă, nu știu, părea ciudat. Acum, hai să-l activăm. Oh my god. Da, turnăm. O să torn mai mult așa, fiindcă e de-aia care nu prea activează. Eu așa am văzut. Oh, dar nu mi-am adus lingură. Ha, ha, ha. Ta-dam! Bun. Așa. Să amestecăm. Sper să-l activeze. Wow, nu mă așteptam. Data trecută când am folosit genul ăsta de activator, nu l-a activat bine. Dar... a, sau nu o să-l activeze din nou. Oh, nu! Please, nu-mi spune asta. O să pun toată sticla, pe bune. Nu glumesc deloc. Pun toată sticla. M-a sunat. Gata, știu că bolul e murdar, dar nu contează, că am amestecat aici. L-a activat. Cel puțin așa zic. Uitați ce fain arată. Oh, dar e super tasty. Nu, nu e tasty, că dacă era tasty, îl mâncam. Așa. Deci. Știu cum fac unii pe TikTok. Nu-mi place deloc. Au fost detectate informații false. Așa. Stai, ce să fac mai întâi? Pun pe masă. Ca țăranii, nu contează. Așa, cert e, vreau să vă arăt slime-ul. Face ceva zgomote, un pic, dar face. Dar cert e că are o textură tare, adică nu mă așteptam. Zici că e gumă de mestecat, nu știu exact, dar uitați-vă ce tare era. Deci arată super. Ideea e că
Ok, poate că a trebuit să folosesc aproape toată sticla, dar nu contează. Da, cert e că n-am fost prea norocoasă cu glicerina, dar am fost norocoasă cu slime-ul. Stai un pic să fac un pic de ASMR, că tot am aici ocazia, deci... Da, un picuț așa, ca să nu fie totul monoton. Așa, acum urmează cea mai tare parte. O să-l iau și o să-l pun pe masă. Stai, acum nu știam unde să pun bolul. Stai, voi vedeți ceva pe bune acum? O să încerc să apropii. Așa. Oh my god, e cred că cel mai bun slime din viața mea, pe bune. Bine, nu chiar. Am mai avut eu un slime mai bun decât ăsta, am uitat. Făcea foarte multe zgomote, dar s-a uscat după câteva zile. Și l-am aruncat. Fiindcă se uscase de nu mai puteai să-l întinzi. Dar mă rog, era foarte fain. Mamă. Da, deci e super tare. Wow, 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 wow. Așa. Un pic, 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 pic lipicios, dar nu contează. Bine, nu e chiar lipicios, dar e așa, nu știu. Are o textură mai ciudată, dar cred că așa-l face ăsta, fiindcă eu am mai folosit de ăsta și tot așa ieșea ca guma de mestecat. Bun, acum e cea mai tare parte, v-am spus. Știu că a durat multă vorbăraie, dar nu contează. Deci, hai să-l colorăm. Deci, stai un pic, începem cu galben. Am adus aici două feluri de galben, că mă gândeam că da, nu sunt destule. Ăsta e unul mai închis, ăsta e unul mai deschis și o să-l folosesc pe ăsta mai deschis mai întâi. Se vede? Se vede, se vede, cum să nu. Da, poate că o să arate frumos la început și după aia nu o să-l coloreze prea mult, fiindcă sunt marcare totuși de hârtie, da? Nu sunt coloranți, dar nu contează, măcar să arate frumos. Ia uitați. Da, nu prea se vede la voi. În cameră se vede mult, mult, mult mai puțin decât în realitate. În realitate chiar se vede fain. Wow, ăsta, al doilea tip de galben îmi place mai mult. Da, cam gata cu galbenul. Să trecem la următoarea culoare, care portocaliu. De data asta am adus doar nuanță, fiindcă nu aveam atâtea nuanțe cât credeați. Deci, da. Ce fain arată pe bune acum. Dar am auzit că se colorează foarte fain cu portocaliu. Mai ales că, nu știu, are așa o nuanță faină. Și oricum nuanța asta mi-a plăcut dintotdeauna, că am folosit-o și să colorez în cărți și mi-a plăcut. Bun, acum urmează roșu. Nu cred că o să-mi ajungă toate culorile din curcubeu, chiar dacă așa e trendul, sau mă rog, challenge-ul inventat. Așa, ăsta e singurul marker de tablă pe care l-am luat și e diferit de celelalte. Dar, da, o să-l folosesc pe ăsta. Bine, îl am și pe celălalt, dar nu contează. Ăsta e singurul marker care nu e de hârtie. Bine, nici ăsta nu precolorează, fiindcă l-am folosit foarte mult, dar o să completez cu ăsta. Ăsta e de hârtie, oricum. Da, dar iubesc să fac slime și vreau să vă spun că, nu știu dacă mai sunt ca mine, deja a trecut, adică era în 2018 slime-ul, dar mă rog. Da, mai sunt oameni care... oameni cărora le place și chestia care nu mai e la modă. Bine, așa ar trebui să fie omenirea pe bune acum. Adică, vouă vă place numai ce e la modă? Așa, era un pic defocalizat, un pic mai mult. Scuze. Am două nuanțe de verde, unul mai închis, unul mai deschis. Hai să folosim pe ăsta deschis să văd cum arată. Ăsta, sincer să fiu, l-am folosit super rar sau dacă l-am folosit, că nu știu dacă l-am folosit. Wow, e de ăla de primăvară, primăvaratic. Da, merge. Dar completez cu ăsta. Ăsta e mai așa de toamnă, de toamnă, a fost de vară, că e mai închis. Știți că vara e un verde mai închis în copaci? Cam așa e și ăsta. Vai, dar deocamdată arată foarte fain, nu? Nu vi se pare și vouă? Mie îmi place foarte mult. Așa, bun, acum trebuie să punem albastru. La fel, două nuanțe, ăsta e un blămarin și ăsta e un albastru. Acum, oh, albastrul ăsta îmi place foarte mult. Nu mai țineam eu minte ce nuanță are, dar
Oricum e super tare și îmi place. Mai avem loc foarte puțin pentru mov, dar nu contează, îl folosim. Ăsta e deja spre mov, dar nu contează. Am zis de un milion de ori, nu contează în acest videoclip. Așa, și acum movul, care e doar o nuanță, n-am găsit pe modelul ăsta deloc. Da, nu contează. Iarăși nu contează. Băi, ce am cu nu contează astăzi? Dar movul ăsta îmi place foarte mult, vouă, nu? Cred că a durat foarte mult să fac asta. Pe bune. Adică... Wow! Deci, efectiv, wow! Uitați-vă și voi la slime-ul ăsta, pe bune. Da, e super tare și e rainbow. Ok. Mi-e și frică să ating, dar stați un pic că nu numai asta a fost, nu știu, partea principală a videoclipului, ci asta. Da? Deci hai să luăm. Deci am tot felul de daste de toate culorile și modelele și cu inimioare și fără inimioare și de toate, pe bune. Și... da. Bun, deci am completat partea galbenă. O să apropii un picuț. Da? Se vede perfect, ok? Da. Deci am ales aici de toate culorile pliculețe. Da? Și o să continuăm cu portocaliu, care am ales niște paiete care sunt portocalii, ok? Bun, hai să... Ok, cred că e destul. Ok, ăsta e roșu. Da. Și avem niște inimioare foarte drăguțe. Gata, cred că e suficient, că nici cu prea multe decorațiuni nu e foarte fain. Că curg. Ok, acum albastru, verde, 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 verde. Așa, perfect. Wow, am dat pe jos. Da, ce-am mai dat? Adică... Nu contează, le luăm și le punem pe aici. Așa, la albastru am niște steluțe, că n-am găsit inimioare, dar nu contează. Stai, pe unde să-l deschid? Așa. Se vede bine? Sper, pe bune că sper. Ce fain arată. Și steluțe mov tot pentru ultimul spățiuc. Așa. Bun, deci arată minunat. În afara faptului că am dat pe jos. Pe bune, acum mă fac de râs. Bine, nu chiar, dar nu contează. Am... Bun. Deci cam așa arată. Și o să fac așa o chestie. Cum vi se pare? Bun, e timpul să-mi bag mâinile. Cum se simte? Deci se simte minunat. Wow, și arată atât de bine. Deci, efectiv, iubesc slime-ul ăsta. Deci, uitați-vă la textură și la cum arată efectiv. Adică, chiar că e rainbow.
Bine, nu prea au colorat markerele, dar nu contează. O să-i mai pun eu un pic de culoare, nu știu, eventual, ca să se coloreze bine, nu știu, zic și eu. E cam greu să colorez un slime, că nu e ca o hârtie, da? Deci, să încercăm. Știu că nu o să-l coloreze, dar eu măcar încerc. L-a colorat într-un bleu, ceva de genul. Wow, dar e super satisfying, pe bune! Deci e efectiv uimitor și o să-i mai pun să fie un albastru, ceva de genul, nu? Dar nu prea am slime albastru, deci o să încerc să-l fac albastru. O să am nevoie, cred că, de toată mina asta, ca să-l fac albastru. Bine, ca să-l fac albastru ca aici, o să-mi trebuiască 5 creioane de-astea, 5 markere. Da. Hai să-i dăm drumul. Dar markerul ăsta colorează, văd. Adică, uitați-vă cum e acum și cum era înainte. Puneți o pauză acum și după aia dați înapoi pentru cum era înainte. A ieșit așa, culoarea, nu știu, unui nor, culoarea, nu știu, e un bleu așa foarte deschis. În cameră se vede mai închis, în realitate e foarte deschis, dar mă rog. E super tare. Și îmi place super mult. Și hai să mai adaug niște albastru, că poate îl fac albastru, nu știu, ca cerul măcar, că na. Iuhu, yeah, he. Cât albastru. Mai întâi am vrut să-l fac rainbow și acum devin albastru. Nu contează, dar să știți că eu nu mă așteptam ca cu ingredientele acelea de care erau inițial pentru DIY, adică în niciun caz pentru slime, a ieșit atât de fain. Ia stai, am un ASMR foarte fain, foarte fain, ia uitați. Da, slime-ul ăsta a ieșit perfect. Mai perfect ca niciodată. Nici nu mă înțeapă accesoriile alea. Și chiar e uimitor. Da? O să mai iau accesoriile care au căzut. E uimitor. Efectiv. Îl iubesc. Deci se simte super. Bun. Ăsta a fost videoclipul de azi. Știu că a durat 20 de minute aproape, dar na. Nu contează. Ideea e că ne-am distrat. Sper că și voi v-ați distrat cu mine. Deci nu uitați de like și de subscribe. Și la revedere!